Polio 100 este proiectul care mi-a făcut cu ochiul din prima clipă, din primul moment, pentru că Poli 100 cuprinde istoria, istoria fotbalului din orașul în care m-am născut. Și pentru că mi-a prilejuit, știam că îmi va prilejui întâlnirea cu oameni care au scris această istorie. Iar dintre aceste multe, foarte multe momente, aș alege unul din 1973. Chiar dacă la Timișoara au venit nume mari, precum Atletico Real din Madrid, precum Manchester City, Celtic Glasgow, cea mai numeroasă asistență la un meci al Politehnicii Timișoara s-a înregistrat în 1973 la o partidă din Liga a doua. 60.000 de, de oameni au fost prezenți pe ovalul mare al Timișoarei la un meci decisiv pentru promovare. Poli bătea fece Bihor cu 1 la 0 și avea să promoveze în acel sezon 72-73, iar Ionel Bungău a fost golgheterul echipei în acel an, în acel sezon și povestea că a jucat doar 4-5 minute în acea partidă, a fost eliminat după un atac foarte tare al unui fundaj bihorean asupra sa, a ripostat, iar arbitrul a vrut să-l elimine doar pe el, moment în care i-a spus nu ești viu de aici dacă mă elimin, uite oamenii ăștia, toți de aici, nu mai ești viu. A fost un act de curaj pentru că acel arbitru era în anturajul lui Nicolae Ceaușescu, al Ceaușeștilor. Și până la urmă, Ionel Bungău a obținut o dublă eliminare, atât pentru fundașul Bihorean, din păcate și pentru el însuși care a văzut meciul de pe margine. Însă, totul s-a încheiat cu bine, Poli a câștigat și a promovat. La mulți ani, Poli!